Bun regăsit, dragii mei, pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Carly Marian, iar în episodul de astăzi vreau să împărtășesc cu tine câteva secrete legate de ce trebuie să faci în această perioadă cu hibiscusul tău, astfel încât să fie plin de flori pe tot parcursul verii și, de ce nu, și în perioada de toamnă și uneori chiar și iarnă. În doar câteva secunde. Să încep să îți vorbesc despre acele câteva secrete esențiale în dezvoltarea armonioasă și în înflorirea abundentă la hibiscus. Vreau să îți pomenesc câteva titluri importante pentru noi iubitorii de plante, pentru că atunci când ești un om informat, atunci te poți bucura de flori un timp îndelungat și te poți bucura de frumusețea lor, fie că este vorba de frunze sau chiar de flori. Așadar, vreau să îți arăt această carte care probabil unii dintre voi o știu. Este o carte, consider eu, una de căpătâi pentru cei care iubesc plantele, și anume cum să nu îți ucizi plantele de apartament. Sunt sfaturi competente și care și pentru mine sunt foarte importante și pentru orice iubitor de plante cu siguranță va trebui să existe în colecția lui de cărți. Și am observat aici că există și un top al plantelor ușor de îngrijit pentru birou. Te las să le descoperi. Printre multe altele care, ce să spun, chiar mi s-a părut foarte important aspectul că e foarte bine ilustrat prin fotografii. Și dincolo de îngrijire, îți spune dacă ai o problemă cu planta respectivă, dacă se îngălbenesc frunzele, se pătează, care este cauza și ce trebuie să faci. Lucru pe care îl găsești un pic mai greu prin alte cărți. Lipsesc fotografiile astfel încât să poți să identifici ușor problema. O altă carte care este extrem de importantă pentru cei care vor să investească mai mult timp în creșterea plantelor, și anume să le și înmulțim. Aici ai toate sfaturile importante, astfel încât reușita înmulțirii să fie una pe măsură. Ai de la înmulțirea plantelor prin frunză toate variantele de butășire, de marcotaj, până și altoirea pomilor. Așadar, e o carte cam pentru toți grădinarii. Și evident, pentru că orhideele sunt temă de pasiune, o carte care ar trebui să o aibă toți cei care sunt iubitori de orhidee, Orhideele minuni multicolore. Orhidee pe care trebuie să spun că și eu am ca și pasiune pentru ele, orhidea, fiind foarte multe specii care mai de care mai atractive, dar după sine atrag și câteva probleme, iar pentru rezolvarea lor e musai să răsfoiești cartea asta pentru că te va ajuta foarte, foarte mult. Vreau să spun că aceste cărți le poți comanda pe site-ul editurii Casa. Le găsești foarte ușor și pe Facebook. Doar scrii pe Facebook editura Casa și imediat vei găsi pagina lor, de unde poți ajunge ușor pe site unde să comanzi cartea. Vreau să mai spun că dacă vei scrie și codul grădină 10, vei beneficia și de o reducere de 10%. Și acum să trecem la oile noastre, pentru că ți-am prezentat cărțile care pentru mine sunt esențiale. Niciodată parcă nu știi suficient despre florile pe care le ai, astfel încât ele să fie cât mai frumoase și cât mai sănătoase. Ei bine, hibiscusul, așa cum l-am eu aici, este un exemplar care n-ar trebui să existe. Precum vezi, este crescut foarte, foarte mult și se află într-un ghiveș foarte mare. Este hibiscusul vecinei mele, însă pe care vreau să-l corectez acum. Și îți voi arăta în principiu cam ce trebuie făcut cu un hibiscus, de exemplu, care l-ai de ceva timp. Este foarte important în această perioadă să inspectezi rădăcinile. Dacă scoți balotul de pământ din ghiveș și observi că este plin de rădăcini, atunci cu ajutorul unui cutter steril, sterilizezi cutterul, începi și tai cam circa un centimetru din balotul de pământ existent, de jur împrejur cu un cutter, deci tai și rădăcinile și pământ și tot, și replantezi planta într-un ghiveci un pic mai mare cu 2 cm în diametru decât cel pe care l-avea anterior și împrospetezi cu pământ, cu un substrat nou, tot balotul de pământ. Iar partea superioară, pentru că și la acest exemplar are nevoie de tundere.
toate exemplarele de hibiscus în această perioadă ar trebui să suporte tundere. Ar trebui să le tundem astfel încât să obținem o ramificare cât mai bună, planta să devină cât mai compactă și evident fiecare lăstar în final va forma boboci. Așadar vom avea o tufă compactă plină de boboci, exact cum este exemplarul din dreapta mea, stânga ta, la celui care privește. Ce facem? De exemplu, acest trandafir japonez cu ghilimelele de rigoare a fost lăsat foarte lung să crească, motiv pentru care îl voi tăia deasupra unui nod. Nodul, așa cum am mai spus, este punctul de prindere al unei frunze. Foarte important, acum văd, este să-ți verifici tot timpul hibiscusul. Hibiscusul este susceptibil la musculița albă de seră și văd că și exemplarul vecinei mele este infestat. Motiv pentru care după ce fac asta, după ce fac tăierea și transplantarea, îi voi aplica și un insecticid pentru a nu aduce probleme locului în care eu am o grămadă de plante, pentru că se scapă foarte greu de musculița albă. Și acest lăstar îl voi reduce cât mai scurt. Eu cel puțin am lăsat două noduri de la punctul de pornire. Și nu-mi rămâne în această situație, pentru că am scurtat foarte mult din înălțimea lui, să-l schimb într-un ghiveci mult mai mic. Voi folosi un ghiveci de această dimensiune, nu are nevoie de ghiveci mult mai mare. Evident, voi folosi un pământ cu substrat ușor acid. Mare atenție, hibiscusului îi place substratul cu pH-ul ușor acid. Atenția este, trebuie canalizată către apa de udare. Apa de udare este de multe ori foarte calcaroasă, dură și alcalinizează foarte mult solul, ceea ce generează îngălbenirea frunzelor. Apare acea cloroză ferică, fapt care, ce se întâmplă? Nu mai permite absorbția ionilor de fier din cauza faptului că pH-ul a crescut. Ți-am mai povestit eu această problemă, așadar este foarte important să menținem pH-ul ușor acid. După ce voi face transplantarea, evident, din perioada aprilie până în octombrie, îi voi aplica un program de fertilizare. Este foarte importantă fertilizarea. Folosim un fertilizant, așa cum am mai spus, azot, fosfor și potasiu. Potasiu și fosforul să aibă concentrații mai mari. Și un secret pe care nu mulți îl știu, în momentul în care transplantezi ghiveciul de hibiscus, același lucru poți face și la trandafirul de grădină, este să adaugi praf de oase. Praful de oase are o concentrație destul de mare de fosfor, fosfor care este esențial în înflorirea plantelor. Așadar, de exemplu, pentru un ghiveci de acest volum, eu voi folosi o lingură rasă de praf de oase. Praful de oase, poate oamenii mai în vârstă știu de importanța lui atât în legumicultură cât și în floricultură, este o materie care asigură un aport foarte, foarte mare de fosfor esențial în floririi. După ce am aplicat și îngrășământul, după ce am schimbat ghiveciul, am tuns toate ramificațiile, încercăm să nu avem o plantă deslânată, încercăm să, în cazul în care ai un hibiscus care are lăstar foarte lungi, încearcă să reduci cam o treime din lungimea lor, unor chiar și două treimi din lungimea lor. Este esențial să te gândești că prin ramificare să obții o plantă compactă, nu deslânată, și încearcă ca nodurile unde tunzi să aibă mugurile către exterior și nu către interiorul plantei. Astfel încât să ducă către exterior, nu în interior. Adică, de exemplu, dacă am tăiat și mugurile este în jos, el oarecum va fi strâmb sau ceva de genul. E foarte important ca mugurile care a rămas după tăietură să se dezvolte în sus. Apoi, extrem de important este amplasamentul. Trandafirul chinezesc, ca denumirea populară corectă aceasta este, și nu trandafir japonez,
este să-l amplasezi într-un loc însorit. Este foarte important să aibă circa 5-6 ore de soare. Evident, vorbim de soarele de dimineață. Este foarte important că în perioada de vară, când soarele este torid, să stea într-o ușoară semiumbră la amiază. Deci e bine să-l ferim de soarele la puternic. Și doar cel de dimineață până în prânz să fie cel care îi scaldă frunzele. Și cu siguranță vei vedea că în vară vei avea o plantă bine dezvoltată, ramificată, exact cum este exemplarul meu de aici, și plin de boboci. Sper ca informațiile mele să-ți fie utile, să încep de acum să tunzi hibiscusul și să faci un raport cât mai corect între partea aeriană și partea subterană. Niciodată să nu folosești ghivece foarte mari. Schimbarea ghiveciului se face treptat, câte 2-3 cm maxim de la un ghiveci la altul, pentru că nu faci altceva decât să permiți hibiscusului să se dezvolte mai mult în rădăcini și mai puțin în partea superioară și mai ales să se concentreze asupra florilor exclus. Așadar, schimbat ghiveciul cam la 2 ani, dar numai dacă este nevoie și nu schimbăm întotdeauna la un ghiveci foarte mare. Și atenție la apa de udare la pH, administrarea de îngrășământ, nu uita de praful de oase care este esențial și asigură-i locul acela însorit de care l-are nevoie. Și cu siguranță hibiscusul tău va arăta cu mult mai frumos decât este el acum. În final, îți mulțumesc pentru vizionare. Nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade despre îngrijirea florilor. De asemenea, te aștept și pe grupul de Facebook Carly, expertul tău în plante, și evident pe Instagram Carly Marian. La revedere!